găsit cititori în a 28-a zi de lectură asupra cărții Cel mai mic Bigfoot de Jennifer Weiner. Să continuăm. Gătitul e o știință, începu Kate. Avea o voce joasă și aspră și vorbea atât de încet încât Alice trebuia să se aplece spre ea ca să asculte. În general, dacă urmezi rețeta, obții ce vrei. Nu ca în viață, spuse ea și oftă. Înainte ca Alice să-și dea seama ce voia să spună, Kate întinse pe masă o carte groasă de bucate. Pe copertă scria: cum să găsești orice. Cartea era plină de bilețele cu adeziv și bucăți de hârtie. Paginile erau încrețite ca și cum se udaseră la un moment dat. Unele erau pătate cu sos, cu grăsime sau vin roșu. Și aproape fiecare rețetă avea notițe. Ingrediente tăiate cu o linie, alte ingrediente adăugate, asteriscuri care indicau datele la care fusese răgătite și dacă le plăcuseră copiilor acele mâncăruri. Până la sfârșitul primei luni, la centru, Alice gătise brioșe, prăjitura îngerului și pan de șpan, iar acum trecea la pâine și supe. Nu e rău, spunea Kate, luând o lingură sau o înghițitură din ce pregătea Alice, ajustând condimentele și uneori oferindu-i unul dintre rarele ei zâmbete. Când lecția se termina, o lăsa pe Alice să învelească niște fursecuri sau felii de prăjitură ca să le ducă înapoi în căsuță, sau să le ascundă rucsac și să le mănânce după ce alerga dimineața. Lui Alice era aproape tema să recunoască, fie și numai față de ea însăși, că îi plăcea centrul experimental. Tylie și Ria o lăsară în pace după ce refuză invitația lor de a învăța să coasă sau să scrimeze, invitații pe care probabil le făcuseră doar din politețe. După ce Alice le refuzase de două ori, părea să se învoiseră în secret să păstreze distanța față de ea, ceea ce lui Alice îi convenea de minune. Ria și Tylie reparau orice dezastru producea Alice cu un minim de oftaturi și ochi dați peste cap. Ria avea o prietenă foarte bună, o fată mai mare și tot scrimeră, pe nume Alana. Și toți o plăceau pe Tylie, care le repara rupturile și tăieturile din haine și le înlocuia nasturii. Majoritatea îndrumătorilor erau de treabă. Clem îi arătă cum să facă o alifie cu sare folosind ulei de cocos și lavandă din cea cultivată și uscată de învățăcei din anul anterior, iar Terry, care preda matematică, se dovedise a fi foarte răbdător, chiar și când Alice avea nevoie să îi se explice de mai multe ori. Alice avea cărțile de mitologie greacă și blocurile de desen în care desena florile și lacul cu munții care se înălțau în spatele acestuia. Avea singurătatea alergărilor de dimineață și plăcerea micilor gustări pe care le ascundea. Era prea ocupată să se simtă cu adevărat singură sau să-i pară rău atunci când ceilalți copii primeau pachete de acasă sau scrisori. Singura corespondență primită erau vederile cu imagini din New York City de la Lee și un bilet de la domnișoara Meriwether pe hârtie cu monogramă și pe care scria: sper că ești bine. Alice se simțea bine în dimineața aceea, mergând către conservația zilnică, ronțând o felie de pâine cu banane și nuci, cu trupul încălzit și relaxat după alergare. Era atât de pierdută în gânduri legate de ziua care începea, engleză, pe urmă o plimbare în pădure, un somn după prânz și o lecție de gătit, încât aproape că nu observa mașina neagră care ridica un nor de praf pe drum. Hei, ai grijă! Alice, strigă Tylie. Ria ridică ochii din carte când mașina se opri brusc la 15 cm de șoldul ei. Un șofer cu fața impenetrabilă în costum și chipiu negru coborâ din mașină. Merse la portiera din spate și o deschise. Iar o fată, care era de vârsta lor, dar care nu se mâna deloc cu ele sau cu orice altă fată de la centru, se dădu jos. Alice remarcă întâi parfumul ei, un amestec dulceac de caprifoi, zmeură și șampon cu aromă de cocos, care o făcea să miroase a salată de fructe, lăsată de prea mult timp afară din frigider. Fata din mijlocul acelui nor se parfuma.
Avea părul castaniu lucios, atârnând în onduleuri până la talie, și fața în formă de inimă, cu buze țuguiate, date cu luciu. Purta o fustă scurtă și neagră, strânsă pe talie, pantofi negri de piele întoarsă cu botul ascuțit și o bluză albă de mătase. Cerceii scânteiau în urechi și o brățară de aur îi încercuia încheietura. Avea ochii ascunși de ochelari negri, dar expresia încruntată nu era deloc ascunsă. Ce dărăpănătură!" zise ea și înclină nasul câteva grade mai sus. E și mai rău decât la ferma la care am fost anul trecut." Hei, șoferul tău aproape ne-a lovit," zise Tyler. Fata își scutură părul. Voi stăteați în mijlocul drumului." Dăduse disprețuitor cu vârful picioarelor în pământ, așa cum o fi el. Scoțându-și ochelarii negri, se întoarse spre Alice. Și tu ești..." Alice își drăse glasul. Alice Mayfair. E din New York," spuse Tyler. Felicitări, fata nici măcar nu încerca să se pară sinceră." Ar trebui să ai mai multă grijă," spuse Alice, simțind deodată nevoia de a le proteja pe colegele ei de căsuță. Ria, care citea cărți despre scrimă în timp ce mergea de la o lecție la alta, probabil ar fi nimerit fix în calea mașinilor dacă ar fi fost mașini de la centru în fața cărora să nimerească. Iar Tali era atât de congestionată mereu încât probabil nici nu le-ar fi auzit venind. Ah, serios?" pufni fata. Apoi se răsuci pe loc, umflându-și fusta când îi auzi pe Phil și Lori apropiindu-se de și afișă cel mai fals zâmbet pe care îl văzuse Alice vreodată. Bună îndrumătorilor!" ciripi ea. Îmi pare rău că am ajuns atât de târziu, dar, în sfârșit, am ajuns." Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Ne vedem data viitoare cu ceea ce urmează. Pe curând!